Nu, se aude. Cred că... Nu, no, pardon. Hei, salutare dragilor, ce mai faceți de când ne-am mai auzit din nou? Cred că e o mie oră când zic expresia asta, dar nu-i bai. Bine v-am regăsit la un nou episod cu Sam, cred că e al 17-lea episod, pula mea. Nu contează. Da, într-adevăr, n-am mai postat de mult. N-am avut timp, chiar nu am stat la calculator mai deloc săptămâna asta. Și, na, mă rog, am promis cu, o să filmez cu câțiva dintre voi, dar din moment ce nu mă aflu aici singur, doar cu domnul acesta, am să continui filmarea singur. Bun, deci, din câte vedeți, este... Christmas Edition-ul, unde avem aici frumos Santa Land. Bun, la Santa Land avem următoarele lucruri interesante, din câte observați mulți, foarte mulți jucători aici, pentru că urmează să se termine, cred că va scoate harta pe 27-28, bă, nu este că se termină Crăciunul. Și de asta toți acum stau să strângă James și ce naiba mai strâng ei. Da? Bun. Opa, nu. Deci, joculețul ăsta cu Santa Orange, da, portocalele. Deci, ce trebuie să faci? Este să te plimbi, vedeți, dacă vedeți, harta asta este ca un pătrat, așa, da? Bun. Ce trebuie să faceți la Santa Orange? Adică, bine, eu vă spun, dar nu cred că mai aveți timp să-l prindeți până îl postez eu pe ăsta. La ce calculator am, o să dureze 1000 de ani să-l randez. Bun, deci, orange collected by, bun, Z plus 10 gems, mai târziu, în plus 10 gems, la portocalele astea, care cad cam odată la 10 minute, una cad odată la 10 minute și care sunt șansele să o prinzi tu, adică uite-te și tu ce e aici, în puii mei, ai șanse să primești, în cel mai bun caz, 10 gems, poți să mai primești 200 de coins. Da, 200 de coins sau un gift. Da, corect. Bun, și te plimbi pe aici în cerc, mă rog, pătrat la mea. Și aștept să pici o portocală, să o vezi, te dai frumos din elicopter aici, pac, pac, și o iei, te arunci în ea așa și ba, bun. Bun, ia să mergem noi, că mai avem câteva joculețe interesante aici. Oh, bam, bam. Nu mi-a plăcut niciodată să mă plimb cu mașina pe aici. Hai, mă. Nu. Acolo Santa Oranges. Avem Santa Challenge, care mi se pare cel mai enervant, dar se câștigă și cel mai bine la el, dacă ai noroc. Hai, mă. Bun. Da, joacă. Deci, aici trebuie să aleg. Să văd dacă nimeresc cutia bună sau cutia proastă. Bun, încă 6 nivele până la premiul cel mare. Premiul cel mare fiind parcă 50 de gems și 10 cadouri? Cred, nu l-am luat, doar am văzut vorbindu-se pe aici pe server, deci de-aia nu sunt sigur. Mă rog. Bine, surprizător, am noroc de data asta, nu, numai acesta, bun. Da, după cum am spus, asta mi se pare cel mai enervant. Nu-mi place deloc joculețul ăla. Na, hai mă! Bun, ăla a fost Santa Challenge, Santa Oranges. Mai avem unul cu bărcuța aia Vortex, hai mă. Mai avem unul cu bărcuța aia Vortex, care este asemănător cu ăla cu dovlecii care a fost de Halloween, de trebuia să-mi puși dovlecii acolo și primeai ori un gift, ori nu știu cât, coins și dolari. E, ăsta e asemănător, numai că trebuie să te plimbi cu bărcuța și să prinzi cadou ăla de acolo, ăla. Da, ăla pe care se învârte 3 inși și nu poate să-l prindă, așa. Așa, bravo. Ha, să jucăm și noi. Joacă, opa! Ce bun am pe mine, ce să zic? Au, nu mă, băi! Așa. A, pe la luat. Ne întoarcem. A, deci vedeți, uite, a prins ăla o portocală.
Cred că portocalele pică mai des atunci când sunt mai mulți jucători aici la Saint Alain, cred, nu sunt sigur. Bine, nu l-am văzut. Da, bine, luați-le voi. Deci, după cum am spus, aici sunt 6 să pice 10 coins, 100 de mii de dolari și în cel mai bun caz și mai rar pică câte un gift. Mandan Live. Și mai este unul care nu este, este neinteresant. Te pune să zbor cu acesta Santa Job. Te pune să zbor cu avionul ăla Beagle sau joacă. Beagle, da. Trebuie să bineînțeles. Nu-mi place, mă deranjează la ochi, că eu stau pe întuneric în cameră și... Da. Joacă, bun. Problema este că aici este foarte mult de mers, de zburat, de fapt. Și chestia asta doar pentru 50.000 de biștari și 500 de coins? Da? Bun, deci putem să renunțăm liniștiți. Haide, bubuie. A, nu, asta nu bubuie ca Hydra. Santa Land Leaf. Da, stai că am uitat cum văd aici. Bun. Păi, și cam astea sunt joculețele de la Santa Land de anul ăsta. Să sperăm că anul viitor o să fie ceva la care o să pot și o să câștig în puii mei. Bine, am câștigat și la portocale acolo 20 de gems. Eu am, da, am fost o singură dată să strâng și da, mă rog, puțin bolan, am enervat câțiva jucători, dar asta e partea a doua, nu contează. Hai mai încercăm o dată aici, poate reușesc și eu. Oh, bun, bun, bun. Ce faci? Asta moare, bravo. Foarte bine, a, am încercat. Nu, gata, la revedere. Sâmui vă urează Crăciun fericit tuturor. E, și acel tuturor îți urează Crăciun fericit ție, domnule Sâmui. cum zice? Da, din câte observați, trebuie să... Da. Din câte observați, cam toți, inclusiv eu, și-au permis să-și cumpere hidre și hunter-uri și admin, da, mulțumesc frumos, report, mă uit mai târziu. Bine, asta pentru că acolo la Santa Land s-au făcut foarte ușor gems, în prostie, deci mie mi se pare exagerat, deci sunt unii jucători care au admin și eu nu i-am văzut în viața mea pe server și nimeni altcineva, adică joacă de 3 zile și au admin, adică băi, pula mea totuși, puțin respect pentru niște jucători un pic mai vechi. Da, mă rog, nu asta contează. Contează că acum este un concurs la cosplay. E un concurs cu costume cu da. Aici am făcut și da, țin minte că aici am vrut să fac episodul 14, dar nu mi-a mers, că am băgat nu știu ce melodie futută în el și nu mi-a acceptat-o YouTube-ul și băgam i-aș pula în el de videoclip, că n-am mai stat să-l fac. Că trebuia să scot o sunetul și ce haz mai are videoclipul fără sunet în pula mea. Cred că ăsta e juriu. Pot să mă alătur și eu, pot să fac parte din juriu, domnilor? Louis Vuitton. Vuitton, ți-l bagi în pizdă. Bun. 1v9. Bravo. Te ești mecheri. Care mai dă care cu o nume mai bengoase. Da. Da. Nu știi să scrieți corect. Da. Report. A, mă, taci, mă, cu reportul, pizdii mătii, mă. Băi, pot dracu să-mi vând adminul ăsta putut, că deja m-am săturat de, dau și pe gratis, dar numai să nu mă mai ostracizeze cu, am pierdut azi 3 raise-uri de la slepurile pulii și, ăsta, mă enervează sunetul ăsta de la report cu ting. Dar taci morții mătii și așa mă enervează ăla de la DOS destul. Așa. David. Domnule David. Dar vreau să-l văd pe Ranix. Oh, domnule Ranix. Dar de ce v-ați luat toți aceeași culoare, mă? Ce gang este al vostru? Mă, panaramelor. Poate-mi dai cake.
Anunțăm câștigătorii în câteva secunde. Aaaa, concurs cu... Băi, nu știu ce câștigați voi, domnilor, dar... cel mai șmecher hol mi s-a părut, ăsta nu prea are haz. Are scaunul ăla prea mare. Am văzut eu unul, era unul de necât. Unul din necât care și-a făcut un, și-a holdat un brăduț întreg, tot cu scaunul și stătea în cur pe el. Ăla, eu zic că merită locul 1. Nu ăsta, moșul ăsta care zici că alea nu sunt picioare, zici că sunt... da, să nu zic ceva ce nu trebuie. Pokémon, bravo, ăsta e șmecher. Cadillac 2. Bine, domnule, Cadillac 2. Și ăsta e ăla, cum îi zice, mă... Am un lapsus. Hai, Sictir. Dacă ați fut o labă acum, mă... Încep să fut o labă aici. Asap. Cine pula mea a făcut și gangul ăsta asa, mă? Ce mai de căcat gang? Opa! Ai vrut să dai bulangiu, puli? Au, bine. Ai văzut? Ai belit un pic, pula. Ah. Fenom... Ăsta e șmecher? Mie-mi place, e... Chiar e frumos, ăsta îmi place. Ăsta e prea exagerat. Mult prea exagerat ăla. Care cu copăcelul? Era unul cu copăcelul al la naiba de necât în, nu mai știu care. Na, pui mei. Garix stă și face poze. Ăștia din NMC, ce dracu sunteți voi, parcă NMC a trecut pe portocaliu, nu mai e, mă rog. Lasă-mi scarpi în ureche un pic, așa. Bun. Bună ziua, domnule, tweet420.underline. Da, filmez, domnule. Bine. După ce v-a anunțat câștigătorul, voi opri filmarea, pentru că deja m-a lungit cam mult și văd că nu se întâmplă nimic în mod deosebit aici. Voi filma de Revelion, cred că tot singur Glogon, nu știu dacă o să aibă timp. Da, văd eu. Dacă găsesc pe cineva, filmez, mă descurc. Și... Deci cine e câștigătorul? Puteți să anunțați câștigătorul la o dată? Ăsta cu portocala e sec. Are și o armă, o portocală cu o armă și cu o banană în bot. Da. Da. Tătă. Ce e asta? Terror Squad? Pare rău, băieți. Mai discut. Ăsta cu roaba e șmecher. Cu roabă, cu... Auzi, bă... Sania lui... Moș... Bă, la, mă, Crăciunaș. Da. Nu vă faceți griji, eu încă cred în Moș Crăciun. Aia ăsta a fost drăguț și mi-a adus niște boxe pe care scria Have you seen my nuts? Ce drăguț din partea lui. Băga mie și pula în el. Ce faceți, domnul Rasa? Nu știu, de gangul vostru, pui mei. Bine, eu tot vreau să-l găsesc pe ăla cu holdul cu copacul. Și tu, domnule, vezi că e copacul ăsta ca maiorea... Ăsta nu e al lui. Nu, ăsta e al lui ăla. E scara, da, mă rog, da. Bă, mă rog, faine toate holdurile. Mie îmi plac toate. Unele bine, unele sunt cam seci așa. Eu de obicei sunt direct și spun pe față tot ce cred. Da. Uite, ăsta. Ăsta. Mie mi-a plăcut ideea asta de hold cu... Bine, holdul ăsta de Crăciun, dar cu tot cu brad. Deci ideea asta mi-a plăcut foarte mult. Deci nu știu de ce, dar m-a atras.
Uite, și ăsta la fel, dacă ar sta pe loc, probabil că s-ar vedea mișto. Uite, ăsta e? Nu, ăsta e, da, și ăsta, da, te-ai prostit, dacă le făceai un pic mai mici, să-mi bat picioarele de... Nu era hold-ul meu favorit, dar tot mor, bă, mor de ciudă că era unul care avea un hold șmecher. Tot din necâtă, nu mai țin minte cum îl cheamă, mă. Dă-mă, unde ești, mă, nu Horus. Sau Horus? Dar parcă Horus avea mai mic, mă, avea scaunelul mai mic. Ia stai, mă, jos! Stai, mă, jos! Nu te împizda, mătii. Da. Mă rog, aparent câștigătorul nu mai este câștigător pentru că a trișat sau ce pula mea au făcut că nu l-a mai anunțat nici dracu. Dar eu nu mai pot să stau pentru că trebuie să plec și de băgat închei filmarea. Cred că am filmat jumătate de oră, cred, nu sunt sigur. Hai să mai dăm o tură la Santaland. Santaland. Nici nu știu ce muzică să pun pe fundal, mi-e frică să nu-mi iau iarăși copyright din ăla și să nu pot să postez videoclipul și o să-mi fie lene să o să le editez din nou. Mă rog, nu contează asta. Ce bug? Nu bug, auzi, doamne. Puh! Uite, mai am omul de zăpadă în pula mea. Oh, doamne. Cel mai eficient mi se pare să fac chestia asta. Haide. Du-te, mă. A, eu apăsam pe 7. Ups. Așa, cel mai eficient mi se pare să fac chestia asta, așa. Uite, aici mă învârt eu în cerc și mă învârt și mai repede decât voi și nu puteți să prindeți cadou mai repede decât mine. Na. Poate mă lovesc de ceva pe aici. Dați-vă mă de aici. Așa. Mulțumesc frumos. Eu încerc să mențin în echilibru acest avionaș drăguț, minunat, frumos, de luat acasă. Cum ar fi să am una de asta în fața casei, în pula mea, să mă duc cu ea la liceu, mă? Doamne. Opa. Nu, mă, sar, bă! Sar, așa, mă. A, și îmi place chestia asta, că acum pot să repar dacă, până nu atac cu el. Ia că acum vreau să lovesc pe cineva. Ia veniți mă încoace, mă. Veniți mă încoace! Nebunilor! A scăpat, nu jubă, dracu. Nu mă vină încoace, mă. A furisitul pui. Uite, pe tine te lovesc. Bine, nici dacă vreau nu făceam jubuș lucrul ăsta, mă. Ok. Deci, cred că încep să închei, că văd cam ce s-am luat și cred că nu mai am deloc memorie în pula mea. Așa, doamne. Ok, a sunat super dubios. Nu. A sunat super dubios asta, dar... Haide, mă! Mamă, băi, ce mă enervezi, copile! Te ferici tu ca o muiere ce ești. Ce frică să unci în gură. Ia, mă! Na! L-a ratat. Să bat picioarele de noi, dau o rachetă în bot. Ia, am o vină cu ace, mă. Mă rog, asta a fost și pentru astăzi, nu că mor eu acum. Asta a fost și pentru astăzi. Mulțumesc că m-ați urmărit. Fie ca sărbătorile să vă aducă multă fericire, bucurie, să fiți alături de cei dragi, iubiți, etc., sănătoși, toate cele bune. Și sper că la fel o să fie și pentru mine. Asta nu mai vorbesc curat, măcar de sărbători să fac un efort, zic și eu. Ok. Ce m-a speriat! Aoleo, doamne! Stau cu cam prost cu inima, da? E bine. Aproape de rău. Deci asta a fost și pentru astăzi. Ciao!